Sâmbătă, 7 septembrie, înainte să deschid stupii, se vede clar că nu prea mai zboară albinuțele și se încearcă, adică limitarea, să spunem, să pregătim iernarea cât mai bine. Pentru acest lucru strângem ordinișile la maxim. Nu știu câtă albină mai e prin stup, dar primul lucru care îl fac este acesta de a strânge ordinișul cât mai bine. Deci dacă se poate, la o albinuță, da? Asta înainte să umblăm la stup. Avem un fum foarte bine aprins. N-am mai umblat cam de mult la aceste coloni. Acum îi verific. Îi restrâng, îi verific. Să văd ce a mai rămas prin ei. Aici avem un cat cu câteva rame, 3 rame, dar e pus doar ca să am unde pune rame surplus. Ok. Prea arată prea grozav la cum îl văd. Nu prea. E la limită. Scoatem aceste tratamente. S-ar putea să găsesc și fără matcă în această perioadă. Ca să-mi aduc gălețile. Tratamente. Vorba aia, oricât te pregătești, tot rămâne câte ceva în urmă. Așa. Era bun și cleștele, dacă l-aveam prin zonă. Am găsit și acum să vedem ce albine mai sunt pe aici. Bine, ăsta este un stup care anul trecut s-a cam chinuit cu vărosul, cu puietul văros s-a chinuit anul trecut și s-a salvat, adică n-am mai avut probleme. Ia, are miere cât cuprinde. Acum mă interesează dacă are și larve. Larve sau ouă, iată. 10 albine acolo pe ramă. Aceste rame care le pun sus vor rămâne sus. Vreo 2 rame vreau să pun sus. Bun, va fi un fel de, cum să-i zicem, rezervă. Dar astăzi vreau să vă vorbesc un pic despre furtișag. Deci furtișagul
L-am observat mai accentuat la familie de albine în pat cald. Aici este ceva puiet, ceva primarama. Surpriza nu o să fie prea mare dacă iernez în 2-3 rame, deci nu e. E de așteptat acest lucru din cauza a ceea ce se întâmplă acum în scupină. Scopul este de a trece de iarnă cu aceste regine, să le salvăm. Să le salvăm, asta e ideea. Frumos este că totuși mai e puiet larvar în colon. Acel puiet larvar o să fie dus la capăt și o să iasă o albină, să zicem, cât de cât sănătoasă, cât de cât. Cu toate că și la ultimul tratament, stați să vă arăt, este destul de serioasă treaba, adică a eclozat o albină, iată, așa arată o albinuță. Ba nu, asta de aici. Asta de aici vroiam să vă arăt. Iată, fără aripi. Și nu-i una. Nu-i una, din păcate, sunt mai multe. Deci, iată. Acestea nu mai sunt viabile. Deci, așa arată boala varoa. Foarte, foarte afectat. Și din păcate, așa e toată stupina. Acum, făcusem eu un test prin luna iunie, nu se vedea așa ceva, deci nu se vedea. Bun. V-am spus, e mare noroc dacă reușesc. Bine, o parte din stup s-ar putea să cedeze, nu știu. E cea mai gravă situație din 2016, deci e cea mai gravă situație. Totuși mă gândesc cum să fie așa grav, adică într-o lună, nu într-o lună. Asta nu-i de acum. Asta mă deranjează cel mai tare, că nu-i de acum. Na, iată cum poți greși. Așa poți greși și te costă. Te costă. Ce te costă? Familiile de albine te costă. Aici, dacă iernez în 2 rame, ar fi perfect. Situația în care iernarea în 2 rame va fi perfect. Așa. Asta e situația, stupii au virus, au varoa, nu neapărat că mai au varoa în ei, că s-ar putea să fie curățați, dar
Virusii respectiv rezultați de la acești paraziți, acest parazit. Bun, să punem un tratament. Punem un tratament și Dumnezeu cu milă. Da. Dumnezeu cu milă. Și așa se plângea lumea că prea ieftină mierea. Reducem coloniile de albine și s-a rezolvat. Reducem costurile de întreținere a coloniilor de albine. Le reducem la maxim. Deci, asta facem acum. E o glumă, bineînțeles. Când vrei să reduci costurile unei colonii de albine, le lasă să umple cu varoa și populația scade, astfel îi se rămâne mai multă mieră. Deci nu mai ai nevoie de o întreținere foarte costisitoare. Deci iată o metodă prin care reduci costurile. Acum mai în glumă, mai în serios, mai în trecut, nu știu, mai în trecut era treaba aia că lași colonia de albine. Lași colonia de albine să moară toamna, extragi mierea, topești ceara, nu tratezi, vinzi ceara, da? Și primăvara cu banii respectiv cumperi alte colonii de albine. Să mai băgăm aici niște material pentru fum. Ce să mai afum, că să afumi ramele să nu se strice. Că albine n-ai ce să mai afumi. Așa. Mai băgăm niște cartoane aici. Bine, la unele colonii situația e mai gravă. La altele mai puțin gravă, dar dacă iernesc cu două rame sau trei rame de albină, o să fie și pe patru, nu e o problemă, încă nu știu toate coloniile cum arată, voi vedea, dar verific așa câte, mai am vreo 15 stup. Situația nu e nici foarte dezastroasă, dar nici foarte bună față de cum erau anii trecuți. Treaba este că știam de pericolul varoa. Abordarea strategică a mea n-a fost bună deloc. M-am lăsat prea ușor manipulat. Zic așa, trebuia mai din timp, trebuia preluat. Numai, dar ce s-a întâmplat? A fost un cules foarte, foarte mare de nectar. Și parcă nu ai fi vrut să, cum să zic eu, parcă n-ai fi vrut să contaminezi producția de miere. Haideți să-l vedem și pe ăsta. Să-l vedem și pe ăsta. Aici parcă e mai mult albinuță. Trebuie avut grijă cu furtișagul. Deci în patul cald, ramele sunt așa. Și ramele astea mărginașe cu miere, ramele acele mărginașe cu miere sunt chiar la urdiniș. Chiar la urdiniș sunt și albina se retrage pe puiet. Din această cauză,
viespile, prima dată atacă acele rame, fiindcă prima dată viespea atacă stupul, nu albina, albina nu atacă direct. După ce intră viespea și face ravagii, după ce face viespea ravagii, după aia vin albinele, fiindcă simt mierea descăpăcită și vor invada stupul respectiv. Bun, să vedem totuși cum arată această colonie. Ramă, o ramă în plus, așa o dăm deoparte. Și cum se vede, tot timpul cuibul se duce spre urdiniș. În pat rece, deci îmi convine. Avem păstură, avem miere. Deci aici, în acest tub, această familie de albine, arată cu totul diferit. Cu totul și cu totul diferit arată. E mai viu, să-i zic așa. Da, și puietul arată altfel, deci nu este afectat de varoză, cum a fost afectat stupul din vecin. Deci stupul vecin e grav afectat. Atâta timp cât eclozează albine afectate de virus, e o problemă. Din fericire, uite, la ăsta nu se vede acest lucru și puietul arată frumos. Bun. Aici iernarea va fi optimă, adică e o colonie de albine care a intrat perfect în iarnă. Acum sunt destule colonii în așa fel încât să îmi permit o anumită pierdere. Avem aici larve. Acum căpăcește, e în regulă, foarte frumos. Deci, iată, în această stupină sunt colonii afectate foarte, foarte grav de varroa și sunt colonii care n-au nicio treabă, având aceeași tratament. Eu totuși dau vina pe furtișag, adică s-ar putea ca unele colonii să fi afectat mai mult ca altele din acest motiv. Deci avem ouă. Arată frumușel. Ăsta e un stup de luat în seamă. Bun. Și aici avem ouă și larve. Bun. Super. Super, super arată ăsta. Așa, și avem, să zicem așa, rame de acoperire cu miere. Deci va ierna în condiții foarte bune. Aici eclozează ultimul puiet din capăt. Și această ramă va rămâne de acoperire. Bine. Acum, ca să mărim șansele de supraviețuire. Bun, de asta deja a supraviețuit, să zicem. Stupul, unul dintre stupii supraviețuitori. Așa. Ramele goale le dau în partea stângă. Goale, au ceva miere pe ele, dar nu mai au niciun efect, nici treaba asta cu stimularea, nu mai,
Numai ce e acum în stup, asta este. Deci nu o să mai câștig, chiar dacă eclozează ceva puiet, să spunem, uite, de exemplu, ăsta o să-l strâng foarte, foarte bine în 4 rame. Așa și trebuie să mut și această ramă. Viespile aici vin, acum ieșise una afară. Deci dacă intră în stup, viespia intră pe rama neocupată de albina. Nu se duce să se bată cap în cap cu albina, că și viespia are aceeași frică ca și albinele, deci e frică și ei. Dar ce să-i faci? Foamea e mai mare decât frica și atunci foamea învinge și intră în stup. Deci arată super fain. Ăsta îmi place mult. Îmi place mult ăsta cum arată. L-am reorganizat. Așa. L-am reorganizat. Treaba e bună. Normal, punem încă un tratament. Mai aplicăm un tratament. Ca să fie stupii buni, în lunile aprilie-mai, dacă reușesc să gestionez bine varoa, fiindcă în perioada culesului aceste tratamente alternative, oxalic, formic, s-ar putea să nu fie chiar așa bune. Adică n-au un randament foarte bun. Mai multe păcălești. Mai bine faci un tratament chimic complet, cu toate că la anul am de gând să testez iară oxalic, dat prin picurare între rame, dar nu numai oxalic, ci voi trece din nou la uleiurile esențiale. Anul ăsta nu prea le-am folosit, dar vedem cu ce rămânem și cu ce ieșim în primăvară. Bun, deci iată așa arată albina afectată de varoză. Varoa e păduchele, varoza e boala pe care o produce. Bine, merg și filmez mai departe. Până data viitoare, numai bine!